Andreea Mantea se află astăzi la Brașov, orașul în care îi așteaptă pe toți cei care își doresc să participe la castingul pentru următorul sezon Casa Iubirii. Îndrăgita prezentatoare TV este chiar acum în direct cu noi pentru a ne da mai multe detalii despre ce se întâmplă în orașul de sub Tâmpa, acolo unde a poposit Caravana Iubirii. Bună, Andreea, ce ne poți spune despre tinerii care au venit la castingul de la Brașov? Bună ziua, Cristina! Bună ziua, dragi telespectatori! Ne aflăm în Brașov, dar parcă nu este atât de frig precum credeam! Într-adevăr, tinerii care au venit astăzi la casting aici în Brașov, într-adevăr sunt, pe lângă faptul că sunt tineri și frumoși și plini de energie, au foarte multă dorință, au foarte multă dorință de a participa în cadrul emisiunii Casa Iubirii. De ce? Nu doar să-și găsească iubirea, nu doar să-și găsească jumătatea, ci să aibă parte și de experiența în sine, pentru că te dezvoltă foarte mult, îți faci prieteni noi și mai mult decât atât, ai șansa să câștigi în fiecare săptămână 5.000 de lei și pe lângă asta marele premiu, care este mai mare, 100.000 de lei, dar de sezonul următor, bineînțeles. Și bineînțeles că nu veneam singură, bineînțeles că avem un invitat surpriză, bineînțeles că este un fost concurent, un concurent care atunci când a pășit în Casa Iubirii nu se gândea că o să ajungă să se îndrăgostească, să iubească, să sufere, să trăiască la maximum experiența, să câștige atâtea cecuri. Ei bine, doamnelor și domnilor, Ionuț Stoica, bună ziua, Ionuț! Bună ziua, bună ziua! Bine, am venit cu mare drag aici la casting pentru că chiar îmi doream să văd cum decurg acolo lucrurile și sunt nerăbdător să văd oamenii, să vorbesc cu ei, să facem poze. Ce a însemnat pentru tine experiența Casa Iubirii? Sincer, m-a evoluat foarte mult ca și om, după părerea mea. Mi-a dezvoltat simțurile, am simțit foarte multă iubire și emoții. Credeam că nu sunt în stare să simt atâtea emoții pe cum am simțit în Casa Iubirii. Cât ai plâns? Fai, cred că am fost cel mai plângăcios concurent din emisie, dar nu mi-e rușine de asta. Mi-a fost rușine la început, dar acum, sincer, mă gândesc cu plăcere la momentele astea. Dar ce sfaturi le dai celor care își doresc să participe și cum ar trebui ei să fie? Eu, sincer vă spun, e experiența vieții voastre dacă încercați lucrul ăsta, pentru că nu am văzut nimic mai tare în momentul ăsta decât Casa Iubirii. E ceva care te face efectiv să plutești și vă sfătuiesc pe toți să încercați cu tăria asta. Ai mai experimenta o astfel de, de nebunie? Probabil că da, doar că a fost foarte intens pentru mine și am avut o iubire reală acolo în Casa Iubirii și nu cred că aș putea să mai văd pe altcineva acum, acolo. Cu asta am înțeles toți foarte multe lucruri. O să avem o surpriză și mâine de aici, din Brașov. Așadar, vă așteptăm la Hotel Golden Time în Brașov. Vă țin pumnii, vă îmbrățișez, pupici!